Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate și este bucuria mea să pot continua o discuție pe care am avut-o în emisiunea precedentă. O mică discuție bazată pe o carte apărută recent și anume Pe urmele lui Dumnezeu în Ferentari, scrisă de Mihai Ciupașiu, căruia îi spun bună seara din nou și bun venit la această emisiune. Bună seara, vă mulțumesc din nou pentru invitația dumneavoastră. În emisiunea precedentă am explorat implicarea Bisericii în societate, în baza cercetării pe care ați făcut-o. Poate unii nu ne-au urmărit și n-au urmărit emisiunea, cealaltă emisiune. Aș vrea să ne spuneți puțin despre contextul în care a apărut această carte, despre studiul pe care l-ați realizat. Această carte este, de fapt, teza de doctorat pe care am finalizat-o anul trecut. Este publicarea cercetării doctorale, care este la intersecția dintre, să spun așa, interdisciplinară, dintre reflecția teologică, practică și cercetarea calitativă prin abordare etnografică. Am studiat două comunități, pe de-o parte o biserică locală din București, Biserica Baptistă Providența, care de aproape 30 de ani desfășoară un proiect social în comunitatea marginalizată din Ferentari și nu numai, sunt și alte proiecte care au fost prin țară și prin jurul Bucureștiului, în comunități marginalizate, atât prin proiecte educaționale, și aici noi avem în Ferentari una din primele școli private din România, în 1994, școala RUT a primit autorizația de încredere. Este școală privată, dar copiii nu plătesc. Dimpotrivă, sunt susținuți cei 220 de elevi cu alimente, cu o masă caldă în fiecare zi, cu after school, cu ghiozdane, cu rechizite. De asemenea, avem programe pentru adulți, un centru de croitorie unde doamne din cartier vin și realizează diverse produse pe care apoi le vând. O școală de formare pentru lideri în comunități de romi, școala Gypsy Smith, unde sunt 50 de studenți, ei slujesc în bisericile lor și neavând nivelul de educație să poată merge, spre exemplu, la facultăți sau institute teologice, atunci noi încercăm să aducem profesori din țară, din afară și să predea teologia la nivelul lor și să fie ajutați în formarea lor spre a sluji cât mai eficient comunitatea creștină unde slujesc. Sunteți director executiv la Fundația Providența din București și ați făcut pregătire atât în domeniul asistenței sociale cât și în domeniul teologiei și astfel ați putut să puneți în scris experiența cât și cercetarea pe care ați realizat-o în ultimii ani. Am ajuns în punctul de a discuta această intersecție dintre teologie și sociologie, mărturia socială a bisericii. Aș vrea să vă întreb care sunt câteva modele teologice care stau la baza implicării sociale. Unii spun, nu ne implicăm în societate pentru că noi ducem Evanghelia. Noi nu dăm pâine. Pâinea e treaba altora, hainele e problema altora. Noi avem Evanghelia, ducem Evanghelia. Cum ar trebui să abordăm? Ce modele teologice avem aici? În emisiunea trecută am amintit spațiul semnificativ pe care Sfânta Scriptură îl alocă pentru o mărturie socială, atât în Vechiul Testament, în legământul făcut de Dumnezeu cu poporul Israel, dar cu precădere în Noul Testament, unde aceste valori ale împărăției, vezi, spre exemplu, și rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ, este această dorință ca aceste valori să fie întrupate de biserică, să fie promovate ca pe un mod în care Dumnezeu dorește ca relațiile să fie construite. Ca modele de implicare socială sunt multe, dar m-aș opri la trei și anume la și le vom analiza critic, atât părți pozitive cât și negative, Evanghelia Socială sau Social Gospel, cum este cunoscută, plecată din New York de la Walter Rauschenbusch, apoi Teologia Eliberării sau Theology of Liberation, Liberation Theology a lui Gustavo Gutierrez din Peru, din Lima, America Latină. Și apoi, cum au văzut evanghelicii
aceste două mișcări și care este răspunsul lor, care vine de fapt în urma congreselor, cele trei congrese Lausanne. Dacă ar fi să începem cu primul pe care l-am menționat, un aspect pozitiv și frumos la Evanghelia Socială, care este propusă de teologul american Walter Rauschenbusch, preocuparea lui vine din interacțiunea pe care o are el cu săracii dintr-un cartier, și anume se numeau Hell's Kitchen, bucătările iadului. Acolo el a fost uimit să vadă că aveam biserică la el unde era pastor, oameni care aveau angajați dintre cei săraci, și să vadă că erau plătiți foarte prost, să vadă copiii care murau de malnutriție. Chiar la un moment dat el spune, zice, mi-au frânt inima în mormântările copiilor. Deci copiii pur și simplu mureau pe stradă, era perioada de criză în America, și răspunsul pe care îl are Rauschenbusch este cumva să se ocupe de persoanele afectate de așa numitele păcate sociale. Așa le-a numit el. Și anume indiferența socială, corupția politică și locomia economică. Deci în aceste trei atitudini, să spunem, nepotrivite, le definește ca fiind păcate sociale. Și atunci, deși el nu exclude și nu scoate din discuție păcatul individual, el vorbește despre aceste păcate care se manifestă în societate. Și cumva păcate colective. Exact. Păcate colective. Chiar la un moment dat, printre alte păcate colective, el numește, spre exemplu, războiul. S-au pus foarte mult războaielor, văzându-le ca pe un mod de distrugere în masă și că de fapt sunt niște păcate care afectează, având la bază poate chiar lăcomia din nou economică a anumitor țări. Și ce este interesant la Rauschenbusch, că el propune doctrina împărăției lui Dumnezeu, pe care l-o vede cumva ca un răspuns. Apropo și de modul în care am început această conversație, Rauschenbusch a considerat că ceea ce găsește Noul Testament ca valori ale împărăției, acelea sunt valorile care ar trebui să guverneze relațiile. Și ce face Rauschenbusch, aici unii consideră că a mers prea departe, este că nu afirmă doar că biserica trebuie să le manifeste ceea ce noi toți considerăm. Rauschenbusch cumva a crezut într-un sistem politico-social și economic care poate să întrupeze valorile împărăției lui Dumnezeu. De aceea mulți au considerat că el a deplasat cumva dezbaterea teologică mult prea în sfera aceasta socială, deci cumva a ieșit din zona bisericii, considerând că ar trebui să nu existe nicio formă de sclavie, nicio formă de opresare, nicio formă de exploatare economică, de abuz, de folosirea persoanelor pentru astfel de munci fără să fie plătiți. Și atunci el propune o organizare socială care cumva scoate societatea de sub oligarhi economici, încetarea sistemelor industriale. Deci cumva el a avut, de asta îi spune social gospel, a dus Evanghelia foarte mult în zona aceasta socială. Meritul lui Rauschenbusch este faptul că el pleacă, face o reflecție teologică dintr-o nevoie reală, din cartierul sărac unde el era pastor, și este faptul că el îndreaptă privirea spre preocuparea lui Dumnezeu pentru echitate, pentru justiție, pentru dreptate și de asemenea pentru eliberare, că și Domnul Iisus Hristos a avut un mesaj de eliberare. Însă critica ce este adusă lui Rauschenbusch este că el cumva a accentuat prea mult sfera aceasta politico-socială, considerând că împărăția lui Dumnezeu este un sistem de valori care poate fi realizat pe pământ. Și aici chiar Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, când fariseii îl întreabă când va veni împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune, știți că se va zice, uite aici sau uite acolo, și Domnul Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Adică împărăția lui Dumnezeu are puteri transformatoare, dar ea nu se poate îndeplini în totalitate în lumea în care trăim, pentru că știm că lumea în care trăim este coruptă, sunt sistemele acestea care încă sunt, Dumnezeu va împărăți și la un moment dat totul va fi în deplină autoritatea lui Dumnezeu și aceste lucruri nu vor mai fi niciodată. Vezi leul și mielul care stau din Isaia împreună, dar mesajul nostru pe care îl avem ca biserică este să promovăm valorile împărăției, dar nu știu dacă noi putem chiar să instaurăm
El chiar a fost acuzat la un moment dat de ca fiind în sfera comunistă mesajul lui, pentru că mulți l-au considerat un mesaj prea radical. Și el vedea o instaurare a valorilor împărăției lui Dumnezeu fără neapărat o transformare personală, o venire a împărăției în noi, nu? Sau... Da, ce s-a întâmplat? Într-un fel, văzând, având durerea aceasta mare, văzând nedreptatea, văzând lăcomia, el a spus trebuie schimbat totul și trebuie o societate nouă făcută, și atunci el a dus discursul prea mult în sfera aceasta politică și economică, pe când noi știm că, da, biserica are și un mandat de a avea o voce profetică în societate, dar noi nu putem să instaurăm sisteme omenești. Aceasta este treaba lui Dumnezeu. Noi, ca biserică, avem de vestit Evanghelia. Biserica mărturisește despre Domnul Iisus Hristos. Și da, facem la nivelul nostru ce putem, ajutăm pe unul și pe altul, dar nu putem să intrăm în sfera aceasta și să implementăm un sistem. Și transformarea pe care aduce Evanghelia are impact asupra societății, nu un sistem transformat, exact, ci persoane transformate. Interesant modelul acesta. Cealaltă, teologia liberării, la fel ca și Rauschenbusch, de fapt Gutierrez l-a citit pe Rauschenbusch, a citit lucrările sale când era student în America și el era profesor la Universitatea din capitala Perului, din Lima. Și la un moment dat a fost, pentru că și acolo în America Latină erau probleme sociale, în mod special exploatare, din nou pentru prosperitatea economică, chiar el a acuzat cumva America de Nord că plătește foarte puțin pe cei din America de Sud și la un moment dat el face un gest extrem, Gutierrez, și se mută din campusul universității la periferie și începe să locuiască împreună cu săracii, împreună cu cei care erau marginalizați. Ce este interesant la teologia liberării este că nu are la bază un set de doctrine noi, ci ceea ce este nou sau noutatea acestei abordări este perspectiva nouă pe care o aduce. Și anume, teologia liberării, de asta și numele de eliberare, prezintă teologia făcută din perspectiva celor opresați. De exemplu, el spune chiar pot fi afroamericani, erau probleme acelea în America cu discriminarea, femeile sau victimele opresiunii sau alte categorii marginalizate. Și ce face Gutierrez este, el propune citirea Scripturii dintr-o perspectivă nouă, și anume perspectiva celor săraci. Pentru că el consideră că cei săraci au foarte multă speranță în momentul în care citesc Scriptura și văd o societate în care Dumnezeu împărățește și în care lumea este tratată cu dreptate și cei săraci nu sunt exploatați și nu li se mută hotarul și sunt susținuți și așa mai departe. Și atunci, aceasta este abordarea pe care o are Gutierrez, dar asemeni lui Rauschenbusch și Gutierrez alocă păcatului din nou o dimensiune socială, deci văzând din nou păcatul acesta al indiferenței, spre exemplu, al exploatării. Și atunci el, din moment ce păcatul e social, el vede și eliberarea cumva socială. Și atunci el consideră că există trei aspecte care se întâmplă concomitent în eliberare sau mântuire, și anume eliberarea politică, eliberarea umanității de-a lungul istoriei și eliberarea sau mântuirea individuală, pe care le consideră că se întâmplă concomitent. Și Gutierrez este, din nou, așa cum a fost și Rauschenbusch, criticat puțin pentru că duce aceste doctrine ale păcatului și ale mântuirii în sfera aceasta socială. Și, cu toate acestea, mulți apreciază la Gutierrez faptul că el pune accent pe praxis, chiar îl denumește așa praxis, și el spune că un credincios, o biserică, o comunitate de credincioși își demonstrează credința prin fapte. Și atunci el plasează săracii în mijlocul dezbaterii și cumva faptele pe care le poate face biserica pentru a izbăvi, vezi eliberarea, teologia eliberării. Aici o perspectivă critică și la Gustavo Gutierrez. Mulți au considerat că a exagerat cu praxisul acesta prin faptul că există multe abordări sau tradiții teologice care pun accentul pe fapte și se poate foarte ușor confunda, vezi, mântuirea prin fapte față de mântuirea prin har.
Și o altă critică care din nou se aduce și lui Gutierrez, pentru că și el, asemenea lui Rauschenbusch, a considerat tot așa împărăția lui Dumnezeu ca fiind un sistem dezirabil pe pământ, un sistem economic, politic, social, care poate fi instaurat și că există cumva o intenție, ar trebui să fie o intenție a bisericii pentru aspectul acesta și atunci și el a fost considerat ca exagerent și ducând mult prea departe dezbaterea. Dar e interesant că și la Gutierrez pleacă teologia dintr-o nevoie reală, dintr-un context pe care îl observă, îl vede și atunci... Deci aceștia sunt doi teologi care, și, vă rog, ce e interesant și mergem spre Lozan, este că în America Latină, bisericile evanghelice au început să fuseseră impactate de teologie liberală. Și atunci teologii sud-americani evanghelici, chiar în congresele Lozan, propun o abordare care să fie echilibrată, pentru că în țările sărace era nevoie de o astfel de teologie, care să abordeze îmbinarea dintre evangelizare și implicare socială. El nu cumva a împins săracul cumva mai în față, să zic așa, în centrul al atenției, într-un fel apreciind condiția săracului mai mult decât condiția bogatului, o discriminare în sens invers, adică săracul față de bogat? Se poate spune și acest lucru, dar e interesant că stau și mă gândesc și eu, de exemplu, dacă ești într-o boală și citești Scriptura și găsești o încurajare, găsești o mângâiere, atunci poți să spui, uite, cuvântul Dumnezeu mi-a vorbit în mod special în situația în care mă găsesc. Și atunci propunerea lui aceasta a fost, hai să citim Biblia, sau cum citește Biblia o femeie care a fost, de exemplu, abuzată și a fost traficată, sau un sclav. Pentru că noi spunem că în perioada modernă nu mai sunt sclav, dar sunt. Există exploatare pentru muncă, exploatare pentru prostituție, deci lucrul acesta se întâmplă. Și atunci perspectiva aceasta a avut-o Gustavo Gutierrez. El încercând cumva să vadă care este mesajul Scripturii pentru o astfel de persoană. Și cumva condiția socială a cititorului particularizează mesajul, nu neapărat îl modifică. Îi dă o lentilă anume, îi dă o perspectivă și e interesant că, spre exemplu, în cartea lui, cea mai celebră lucrare a lui, Teologia Liberării, chiar așa se numește, el are peste 800 de citate din Sfânta Scriptură, luând textele acestea pe care el le consideră ca fiind un mesaj al speranței, o consolare, o mângâiere pentru cei marginalizați și defavorizați. Și aici eu cred că are și el meritul acesta de a contextualiza într-un fel mesajul Scripturii și de a veni cu un mesaj al speranței, dar există punctul acesta sensibil pe care evanghelicii nu l-au trecut. Și anume între a vedea ce poate să facă biserica și în sânul bisericii, abordarea ei și a încerca din biserică să devină un agent al schimbărilor politice, al schimbărilor economice, sociale, ceea ce este foarte puțin probabil și nu sunt convins că acesta este un mandat pe care biserica l-a primit de la Domnul Iisus Hristos. De asta există puțin o reticență față de mesajul său. Deci, într-un fel, această abordare din Peru s-a răspândit în întreaga America Latină și a fost cumva a fost îmbrățișată teologia aceasta a eliberării, dacă înțeleg bine. Și în Africa. El era catolic, mi se pare că încă mai trăiește, este în vârstă acum Gustavo Gutierrez, chiar și în Biserica Catolică a fost reticență cu privire la mesajul său în prima fază, dar în ultimii ani el, pentru țările acestea, contextele acestea sărace și a fost, să spun așa, puțin îmbrățișată abordarea lui, dar evanghelicii, asta vreau să spun, că, de exemplu, cum sunt René Padilla sau Samuel Escobar, sunt teologi care au participat la congresele Lozan, primul din 74, și dacă e ok, putem să mergem. Da. Nu mi-am adus aminte, René Padilla. Padilla, chiar l-am întâlnit la unul dintre congresele Lozan. Da, unde? În Cape Town 2010? În Cape Town, da. Eu l-am întâlnit pe Samuel Escobar în Turcia, la Izmir, la o conferință a Alianței Mondiale Baptiste despre implicarea socială și știind ce a scris și am vorbit cu dumnealui și îi spuneam ce studiez, chiar mi-a recomandat o lucrare foarte importantă, scrisă de el împreună cu Padilla și mi-a explicat contextul, pentru că nu-l găsisem în cărți, nu-l știam. Și anume că ei, teologii sud-americani,
au încercat să vină cu o altă abordare. Și atunci când au început, spre exemplu, Congresul Lausanne, e foarte interesant că, bineînțeles, s-au abordat și alte tematici, dar relația dintre evangelizare și implicare socială a fost una din temele, să spun așa, arzătoare. Și chiar la deschiderea, pentru că John Stott și Billy Graham sunt unii din promotorii și organizatorii acestea, spune Billy Graham, cred că putem defini relația dintre evangelizare și implicare socială care tulbură mulți credincioși. Poate că Lausanne va ajuta la clarificarea acesteia. De la început a din făcut. Cum s-a deschis Lausanne 74, da, de chiar de la Lausanne din Elveția. Deci ar trebui să spunem pentru cei care ne urmăresc că acest Lausanne este o întâlnire a evanghelicilor, am putea numi o mișcare, de fapt, care organizează diferite congrese pe tema evangelizării și a fost început de John Stott și de Billy Graham și recent au fost diferite întâlniri, congrese, forumuri. Eu am fost prezent la congresul din 2010 din Cape Town. Am fost la de asemenea în Thailanda în 2004, cred că a fost 2004, la un forum 1000 de participanți. Cum a încercat să echilibreze Lausanne sau care e perspectiva? Aici e interesant că și chiar abordez în carte la un moment dat când descriu Congresul Lausanne, am găsit câțiva autori care prezintă așa din interior cum s-a întâmplat, că au fost niște tensiuni acolo, pentru că au fost o abordare, să spun așa, conservatoare, care a dorit ca misiunea să fie doar evangelizare, pe când teologii aceștia sud-americani care se luptau, și nu numai ei, și din alte părți, se luptau cu teologia liberării și poate chiar cu Evanghelia socială, au spus, măi, noi evanghelicii trebuie să venim cu o perspectivă, pentru că Biblia vorbește despre amândouă. Știm și despre Marea Trimitere, dar știm și despre Marea Poruncă. Și atunci, ce este interesant, că în 74 a fost prima dată când evanghelicii au afirmat ceva legat despre această îmbinare și chiar spun la un moment dat expresia aceasta, totuși afirmând că evangelizarea și implicarea socială fac parte din datoria noastră de creștini, deoarece ambele sunt expresii necesare ale doctrinii noastre despre Dumnezeu și om, ale dragostei pentru aproape și ale ascultării de Iisus Hristos. Uh-huh. Și practic este Lausanne 74, apoi avem la Grand Rapids, în Michigan, în 82, a fost o altă întâlnire care nu e considerată Lausanne, dar s-a abordat cu precădere relația dintre implicare socială și evangelizare. Apoi urmează Manila în 89, unde din nou s-a reluat. Și ce e interesant este că pentru prima dată acum evanghelicii considerau ambele acestea ca fiind primate la Lausanne, au spus că sunt ca două aripi, dar au spus unii, păi stai puțin, că o pasăre poate fi și doar cu aripă. Și atunci, pe măsură ce apare 89 la Manila, apoi mai ales la Cape Town, se consideră că sunt parte, sunt cumva brațul și mâna, adică partea aceasta nu poate una fără cealaltă. Uh-huh. Și chiar John Stott abordează, pentru că a fost implicat foarte mult în acest demers, scrie în mai multe lucrări sale despre argumentele care vorbesc despre implicarea socială, despre faptul că nu trebuie văzută, spre exemplu, evangelizarea ca fiind scopul, iar implicarea socială fiind mijlocul. Și chiar John Stott vine și propune abordarea acestora două ca fiind partener. Deci el spune că implicarea socială este partener al evangelizării, pentru că aparțin une alteia și sunt interdependente. Și din 2010 și din acest congres de Lausanne apare acest termen pe care noi îl numim misiune holistică. Misiunea holistică. Dar ele se regăsesc în legământul oficial de la Lausanne sau în... Sigur, în toate trei. Inclusiv 2010, sigur. Andy Wright, care a fost cel care a condus această comisie de adaptare sau nu mai știu cum a fost. Ele se găsesc, de exemplu, pe pagina Lausanne, sunt toate acolo, toate congresele și în fiecare, chiar am citat pentru fiecare articol și punctul la care se abordează acest subiect, e interesant că teologii sud-americani despre care am pomenit, ei vin și numesc misiunea holistică Integral Mission sau misiune integrală. Deci la ei se regăsește alt nume, care de fapt înseamnă același lucru, că misiunea bisericii sau misiunea lui Dumnezeu, de fapt, presupune atât implicarea socială cât și evangelizarea. Și bineînțeles că se urmărește un echilibru, pentru că tensiunea unde a fost? Tensiunea a fost în faptul că unii au mers
mult prea implicați pe social și au neglijat evanghelizarea, iar alții au fost exclusiv pe evanghelizare și au neglijat partea socială. Și cumva ei propun, aceasta este misiunea holistică, și pentru că vorbim de cercetarea aceasta pe care am făcut-o, a fost interesant să văd că oamenii pe care am intervievat, cei din biserică, deși au avut concept al misiunii holistice, ei au afirmat că nu știau despre conceptul acesta ca fiind un sistem teologic, noi un model de implicare socială. Deci nu au considerat că la baza implicării Bisericii Providența Înfrântări a stat aceasta, ci a stat învățătura Bibliei, care, de fapt, este modelul holistic. Uh-huh. Deci pe parcurs au realizat, mai ales când au venit și alți teologi și au văzut, măi, voi aici faceți proiectul acesta, este de fapt o misiune integrală sau o misiune holistică, pentru că abordează, deci asta vreau să spun, că nu, oamenii n-au spus, am știut de la început, chiar și despre proiectul bisericii. N-au spus că a avut o viziune, de multe ori chiar au spus, nici n-am vrut să ajungem aici. Noi am invitat copiii la biserică care erau prin cartier și ne-am trezit că nu știu să citească, să scrie. Și atunci am zis, măi, ce facem? O nevoie a născut un proiect. Exact. Și de fapt, toată istoria acestui proiect este o răspundere la nevoi. Au văzut că au nevoie de mâncare, au văzut că au nevoie de îmbrăcăminte, că au nevoie de o diplomă și atunci toate acestea au venit la pachet și a fost abordată și ființa copilului sau beneficiarului holistic, adică și educațional, și emoțional, și social, și spiritual, și medical. Încă cred că mai sunt biserici care păstrează această dihotomie și țin cele două dimensiuni la distanță, evanghelizarea și implicarea socială, și se luptă cu a păstra echilibru între cele două în practica bisericească, în practica în societate, și aici cred că este un aspect. Am văzut că unii fac doar evanghelizare, alții doar aspect social. Se acuză, poate unii îi acuză pe ceilalți, sunteți prea social, ceilalți sunteți prea cu evanghelizarea. Cum am putea să zidim acest pod, acest între cele două? Păi, în primul rând, cred că podul este dat de, pe de o parte, am mai amintit, învățătura Scripturii, dar mai mult decât atât. Noi ne uităm la Domnul Iisus Hristos și vedem că, de fapt, asta a fost misiunea Lui. Uh-huh. Da, Domnul Iisus Hristos a vestit Evanghelia și asta a fost mandatul Său de a vesti împărăția, dar n-a stat indiferent la nevoile lor. Chiar înainte să le vestească Evanghelia, le-a dat, a mulțit pâinile. Înmulțirea pâinilor, avem și acea imagine frumoasă, este, de fapt, i-a hrănit. Apoi, când un om era bolnav sau era orb, l-a vindecat. Deci Domnul Iisus Hristos putea să nu facă lucrurile acestea și uite că le-a făcut. Și atunci chiar îi spune și lui Ioan, duceți-vă, spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt vindecați și săracilor li se propovădește Evanghelia. Deci cred că dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, vedem că dragostea, și să nu mai menționăm și epistolele, Iacov, epistola lui Ioan, care spune acolo, dacă vezi pe cineva că este, vine fără îmbrăcăminte și îi spui, lasă, Domnul te va ajuta, ce credință faci tu? Și atunci, deci este această îmbinare. Bineînțeles că te poți duce în extrema doar faptele, mântuirea prin fapte, dar noi păstrăm echilibru și spunem, avem o credință, iar credința aceasta se manifestă prin faptele noastre. Și mai este un aspect, nu numai de relaționare la credință și la Dumnezeu, este pe de-o parte faptul că noi vestim Evanghelia în sânul bisericii, dar, și mi-a pus chiar întrebarea aceasta, faci o evanghelizare în biserică, chiar așa mulți oameni intră pe ușa bisericii, foarte puțin, din ce în ce mai puțin. Parcă în anii 90 era așa un entuziasm și se făcea și pe stadioane, acum nu prea mai vin oamenii la biserică. Zici, faci evanghelizare și predicăm noi nouă. Și atunci când faci o astfel de acțiune, tu de fapt duci Evanghelia acolo și are impact, are putere. Are putere pentru că altfel răspunde un om care a văzut dragoste, a experimentat-o și a simțit pe pielea lui ce înseamnă un ajutor clar în nevoia pe care o are. Pe lângă studiu asupra modelelor teologice de implicare, mărturie socială, ați continuat reflexia teologică în cadrul acestei cercetări? Ce ați descoperit despre adevărul despre Dumnezeu, de exemplu? Cum este văzut în acest proces de reflexie teologică? În primul rând,
aș putea să spun că îl regăsesc pe Dumnezeu și din cercetarea aceasta ca fiind un Dumnezeu misionar. Uh-huh. Chiar misiologul David Bosch face această afirmație, pentru că noi ce ne uităm este că Dumnezeu a creat omul și omul a căzut în păcat, în neascultare. Atunci a intervenit această prăpastie între Dumnezeu și om și chiar de la începutul Scripturii Dumnezeu își anunță intenția sa misionară. Uh-huh. Când face această proto-evanghelie, da? Voi pune vrăjmășie între femeie și șarpe și sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și apoi avem toate profețiile care duc spre Domnul Iisus Hristos și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că El se întrupează, vine în lumea aceasta și o să abordăm și această teologie a trimiterii, că urmează, deci, trimiterea lui Hristos, apoi Hristos va trimite Duhul Sfânt prin puterea Tatălui și apoi Domnul Iisus Hristos trimite biserica. Deci vedem că Dumnezeu este misionar, este interesat de restaurarea relației cu omul decăzut și atunci îi pune la dispoziție toate resursele, începând cu întruparea Fiului Său, apoi prin continuarea acestei slujiri cu, și susținerea cu Duhul Sfânt și apoi implicarea bisericii. Un alt aspect care nu e surprinzător, dar asupra căruia am reflectat abordând teologi din diverse tradiții creștine, a fost faptul că misiunea lui Dumnezeu are la bază dragostea lui Dumnezeu. Iar dragostea aceasta lui Dumnezeu izvorăște din ființa sa, din relațiile Sfintei Treimi. Și aici sunt mulți teologi care au văzut, de exemplu, chiar Augustin abordează cu precădere relația din Sfânta Treime, cum se manifestă ele și ce văd este faptul că da, Dumnezeu atât de mult a iubit că a dat pe Fiul Său. Și vedem că, practic, din însăși ființa lui Dumnezeu, din aceste relații profunde de iubire, Se naște misiunea. Și nu numai atât, această iubire cumva ne este făcută și nouă disponibilă, pentru că spune Domnul Iisus Hristos, cum m-a iubit pe mine Tatăl, le spune ucenicilor, așa v-am iubit și eu pe voi. Și apoi mai spune, iubiți-vă cum v-am iubit eu. Și cumva vedem că dragostea aceasta a lui Dumnezeu este cumva un har și pentru om ca să experimenteze și să iubească cum a iubit Hristos. Dar mai face Domnul Iisus Hristos un lucru și anume ne invită să participăm în misiunea lui Dumnezeu. Pentru că spune la un moment dat Christopher Wright, Dumnezeu nu are o misiune pentru biserică, ci are o biserică pentru misiunea sa. Și Dumnezeu cheamă biserica să se alăture misiunii tale. Spune Domnul Iisus Hristos, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și atunci noi ce vedem? Că de fapt biserica, apropo și de această imagine a trupului lui Hristos. Pentru că biserica este trup, dar și întrupează. Întrupează misiunea lui Dumnezeu. De asta și titlul Părmele lui Dumnezeu înferentari, pentru că de fapt este misiunea lui Dumnezeu înferentari, când o biserică, cum a fost Biserica Providența, face misiunea în felul acesta holistic. Deci mărturia socială ar trebui privită în această perspectivă a dragostei lui Dumnezeu și a misiunii lui Dumnezeu. Fără aceste două lucruri poate să fie doar asistență socială. Exact. Pură, fără o dimensiune creștină de mărturie și interesant acest Missio Dei care, și cum l-a spus, răstoarnă unele abordări de tip organizațional cu privire la biserică. Care este misiunea bisericii tale? Care este scopul bisericii tale? Unde ți este misiunea? Da, dintr-o anumită perspectivă a noastră, noi avem o preocupare și o afirmație de misiune, dar în realitate noi nu avem misiunea. Misiunea este a Lui și biserica n-a avut misiunea. Misiunea a existat înainte de înființarea bisericii. Da. Legat de, ați vorbit despre acest concept al trimiterii pe care îl găsim, ce puteți să ne spuneți, cum se reflectă el tocmai în relația asta cu mărturia socială? Păi dacă ne uităm, spre exemplu, în Evrei capitolul 10, în Filipeni 2, vedem cumva ascultarea Fiului Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care se întrupează și este trimis. Iată, mănsulul cărții este scris despre mine, spune Domnul Iisus Hristos, sau este această abordare în Evrei, capitolul 10, și vedem că Domnul Iisus Hristos se întrupează, vine în lumea aceasta, trimis de Tatăl, Tatăl m-a trimis și
vede, spre exemplu, Augustin în răspunsul acesta pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, tot în supunere, îl vede tot dragoste și vede că Tatăl trimite cu dragoste, Fiul răspunde cu dragoste și tot, de fapt, este o mișcare de dragoste în relațiile acestea ale Sfintei Trăimi. Și apoi, Domnul Iisus Hristos își finalizează aici și planul pe care l-a avut și le spune ucenicilor, înainte de a se înălța la cer, zice, când va veni Duhul Sfânt, va mărturisi despre mine și vă voi trimite de la Tatăl un mângâietor. Și atunci ne vedem că, de fapt, Duhul Sfânt este trimis de Domnul Iisus Hristos și este în viața bisericii, în fiecare dintre noi care suntem copii al lui Dumnezeu, am fost pecetliți cu Duhul Sfânt. Iar biserica, exact cum spuneați mai devreme, biserica asta face, de fapt, se alătură misiunii lui Dumnezeu. De asta îmi place mult ideea și cred că trebuie subliniat că nu avem o misiune noi, ci este misiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu are misiunea sa pe care el a alcătuit-o și atunci Dumnezeu face harul acesta bisericii de a se alătura acestui proiect pe care îl are Dumnezeu. Și biserica întrupează, pentru că Domnul Iisus spune, vă trimit și apoi mergeți și faceți ucenici. Și aici văd eu marea problemă. Pentru că, deși Domnul Iisus a spus, mergeți, noi stăm. Deci, cei mai mulți dintre noi și biserica în general, biserica stă. Ce înseamnă mergeți? Înseamnă plecați, da? Ieșiți de undeva. Și aici am putea vedea și ieșirea din ziduri, din afara zidurilor, aici din clădire. Pentru că mergem și stăm acolo pe bancă, e frumos, e bine, ne închinăm, cunoaștem pe Domnul, ascultăm Evanghelia, dar trebuie să mergem. Și barierele etnice, culturale? Păi sunt, există, sunt puternice, dar oare ce, stăteam și mă întrebam, oare, apropo de Domnul Iisus, care este, practic, să spun așa, esența trimiterii și a planului de mântuire, Domnul Iisus, ce barieră culturală și etnică și dacă este o era între Fiul lui Dumnezeu, de la începutul creației, care a creat cu Dumnezeu, și umanitatea. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos trece toate barierele care apar în Filipeni, capitolul 2, s-a dezbrăcat pe sine și s-a întrupat. Ne exemplifică și în relația dintre evrei și samariteni? Domnul Iisus Hristos aceasta, când vă referiți la pilda... Când trece prin Samaria, când discută cu femeia samariteancă, într-un fel trece barierele exact, și de gen, chiar da, în sensul discuția unui bărbat cu o femeie, deci... Da. Trece și nu numai era și o femeie, era și samariteancă, mai era și cu probleme, să spunem așa, morale, având 5 bărbați și ultimul nici nu era al ei, că de asta ucenicii sunt uimiți când văd că Domnul Iisus Hristos... Dar e interesant, și cu leproșii. Păi nu prea aveai vorbe să vorbești cu leproși, nu puteai să te apropii atât de mult încât să vorbești cu leproși. Apoi Domnul Iisus este acuzat că mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. O altă barieră pe care o elimină Domnul Iisus Hristos. Și atunci vedem că a trecut bariera acestea cu un scop. E clar, scopul era răscumpărarea și vestirea împărăției, vestirea mântuirii prin jertfa sa. Și aici cred că intervine responsabilitatea noastră. Pentru că dacă noi predicăm pe Hristos cel răstignit, predicăm pe Dumnezeu întrupat, Domnul Iisus Hristos, trebuie să facem și pasul celălalt. Și anume să ne îndeplinim misiunea, mandatul nostru sau chemarea aceasta de alăturare în misiunea lui Dumnezeu. Fiecare biserică locală. Pentru că așa putem vorbi în general, dar fiecare biserică locală poate să găsească o modalitate de a face, de a continua misiunea aceasta la care a fost chemată. Deci cumva avem un lanț de trimiteri în această economie a lui Dumnezeu. Tatăl trimite pe Fiul, trimite pe Duhul Sfânt, trimite biserica, noi suntem trimiși. Există și un risc asumat al acestor trimiteri, acestei trimiteri. Există și anumite limite ale contextualizării noastre, ale întrupării valorilor împărăției. Ce puteți spune despre rolul bisericii în raport cu societatea și cu mărturia socială? Am văzut modelele, am văzut reflexia teologică care ne-a dus spre Dumnezeu în centrul preocupărilor noastre, dar misiunea lui Dumnezeu ca și cea căreia ne alăturăm noi,
și împreună cu Biserica, Duhul Sfânt care lucrează și preocupați de atingerea idealurilor pe care Hristos le-a avut și le-a dus în această lume, ce putem spune acum despre rolul bisericii în societate? Cum ar trebui privit el din toată această perspectivă? În primul rând, cred că rolul bisericii, să spun așa, care ar trebui să se vadă cu precădere în viața bisericii, este vestirea lui Hristos cel răstignit, cum spune și Apostolul Pavel, pentru că îl proclamăm pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a murit pentru păcatele omului, care a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, împărățește, și atunci cred că, și cred că se înțelege unde încerc să duc discuția, și anume că acesta este mesajul pe care trebuie să-l spună biserica. Dacă ne apucăm și discutăm despre alte lucruri și încercăm să ne ducem în tot felul de alte dezbateri, cred că ne diluăm mandatul acesta pe care îl avem. Asta în primul rând. Deci biserica asta ar trebui să mărturisească. Ar trebui să auzi că în pandemie Hristos este Domn. Hristos mântuiește. Dumnezeu s-a întrupat prin Fiul Său. Dumnezeu a mântuit. Dumnezeu este în controlul istoriei. Dumnezeu controlează lucrurile. Dumnezeu este suveran. Cred că asta este principalul mesaj pe care trebuie să-l spună biserica și nu altceva. Apoi, biserica ar trebui să aibă și o voce profetică în societate. În ce sens, apropo și de studiul acesta, că bazat pe învățătura Scripturii și pe modelul Domnului Iisus Hristos, biserica oferă o alternativă la modurile în care se structurează relațiile în societate. Pentru că noi știm că societatea întotdeauna se bazează pe relații de putere, de autoritate, de forță, de putere financiară, pe când alternativa bisericii care este? Slujim pe cel marginalizat. Deci cumva o relație de vulnerabilitate, care este de fapt un nou mod. Are chiar și o conotație politică. De ce? Pentru că în momentul în care biserica se duce și spune, uite, mergem ferentari și se ocupă de cei pe care trebuie să-i ajute administrații locale sau politicienii pe care i-au uitat, biserica spune, ei au importanță pentru noi și pe ei îi punem în centru. Cum Domnul Iisus ia copilul și îl pune în centru, care n-avea o voce, așa biserica, și chiar sunt teologi care văd din astfel de slujiri holistice, care implică și această abordare socială, chiar spunea un teolog englez, la un moment dat, folosea expresia de locuri răscumpărătoare. Pentru că ce se întâmplă? Biserica, în momentul în care creează o școală pentru copii săraci, de exemplu, sau o cantină pentru cei care nu au ce să mănânce, cumva oferă o alternativă la valorile lumii și ce are la bază? Valorile împărăției lui Dumnezeu. Și de asta le spun locuri răscumpărătoare, pentru că ele s-ar baza și se bazează pe niște valori creștine. Chiar la un moment dat folosea expresia aceasta, organizații bazate pe valori creștine sau pe credințe. Și atunci biserica întotdeauna, biserica ce s-a implicat în felul acesta, a oferit o alternativă. Și a spus, punem în centru vârstnicul, persoana cu dizabilități, el ne preocupă. Nu ne preocupă nici politica, nici banii, nici poziția noastră, nici a face un nume, ci noi slujim în tăcere și prin modul acesta noi arătăm că, de fapt, împărăția lui Dumnezeu se bazează pe altceva. Se bazează pe slujire și pe dragoste și pe dăruirea personală. Mărturia creștină, din ceea ce spuneți, izvorăște din Evanghelia pe care o proclamăm. Evanghelia aceasta ne obligă să ne ducem și spre o implicare socială. Nu ne scutește de această implicare socială, rămânând scopul proclamării Evangheliei prin cuvânt și prin faptă. Și aceste lucruri, de fapt, vor defini această funcție noastră de proclamare, ca și o funcție colectivă, de fapt, a bisericii, dar și individuală, fiecare în parte facem lucrul acesta. Cred că este o resursă foarte importantă cartea pe care a scris-o, atât din punct de vedere al practicii bisericii, cât și din perspectiva analizei teologice și a reflecției teologice.
pentru că aș vrea să ne uităm puțin și la câteva concluzii generale pe care le-ați desprins în urma acestei cercetări pe care ați făcut-o. Ce puteți să ne spuneți câteva concluzii, așa? Practic, una din intențiile pe care le-am avut sau unul din obiectivele cercetării a fost să identific, așa cum am mai spus, ce a determinat o comunitate de credincioși să înceapă un astfel de demers. Și m-a interesat dacă se pot regăsi aspecte din înțelegerea Scripturii, chiar teologice, pentru că aceasta atunci ne-ar putea da o perspectivă asupra ce înseamnă o biserică care practică misiunea aceasta holistică, o biserică ce a înțeles că nu trebuie doar să evangelizeze, ci trebuie să se aplece cu dăruire special marginalizat. Și în primul rând am constatat că de fapt această susținere a plecat de la nevoi. Deci asta este primul lucru care a reieșit și chiar e interesant pentru că în interviurile avute cu beneficiarii din proiect care au fost sau participați în programe, ei au vorbit cel mai mult despre nevoi. Chiar biserica a văzut, spun ei. Și apropo și de această pictură, pentru că strada apare foarte mult. Pentru că, ce spun copiii? Biserica ne-a văzut pe stradă. De asta și pictura aceasta arată niște copii care, vedeți, o fetiță învață și ideea aceea a fost că unii au fost atrași spre a învăța, spre a avea un alt stil de viață, spre a fi ajutați și educația a fost poate una dintre cele mai importante chei în această schimbare în comunitate, bineînțeles, pe lângă abordarea și spirituală, și medicală, și socială. Deci, nevoia. Asta a fost primul aspect. În al doilea rând, într-adevăr am descoperit că la baza acestei slujiri au fost valorile creștine. Pentru că aceste valori se regăsesc în înțelegerea Scripturii și ce mi-a plăcut foarte mult și ăsta este de fapt și scopul teologiei practice, este să vadă dacă ceea ce spui chiar faci. Uh-huh. Și aici chiar s-a întâmplat și mai mult decât atât. N-au spus doar membrii bisericii, au spus beneficiari. Da, asta a fost. Și atunci cumva ai o dublă confirmare a faptului că niște oameni, bineînțeles, cu provocările lor, cu lupta față de prejudecățile față de rom, cu dificultăți financiare, cu probleme, interacțiunea n-a fost întotdeauna cea mai fericită, au putut trece peste ele și au slujit în felul acesta. Și se regăsesc, spre exemplu, dragostea. Dragostea a fost menționată chiar din 33 de interviuri pe care le-am făcut, din 22 de interviuri apare dragostea ca fiind sursa principală. În primul rând, dragostea față de Dumnezeu este cea care a determinat dragostea față de aproape, dar și beneficiarii au spus, am simțit că suntem iubiți. Spre exemplu, sunt și aici, cine va citi lucrarea, va găsi mărturii chiar mișcătoare, emoționante, ale copiilor care, spre exemplu, e o fetiță care a fost dat afară din școală pentru că era în papuci. Ea venea în papuci la limba engleză, o școală din cartier, și învățătoarea, profesoara de engleză, i-a spus, de mâine nu mai vii, dacă n-ai altceva. Și ea n-avea altceva. Și mama ei a fost închisă pentru trafic de droguri, a stat la o bunică și 4 ani de zile n-a avut altceva decât papuci aceea, de cauciuc. Și după 4 ani, când a fost înscris la școală, nu mai primea nimeni, că era depășit de vârstă. Că așa a început și proiectul, de fapt, cu copii de 14 ani în clasa 1, de 12 ani în clasa 1. Interesant. Și când a venit la școala Rut, a intrat pe ușă și a zis, e ultima șansă, dacă nici aici nu mai reușesc. Și directoarea a zis, uite, de ce ai venit? Păi, uite, așa. Zice, din momentul ăla m-am simțit ca într-o familie, am simțit că m-a iubit. Și chiar a ajuns să fie angajată la noi într-un proiect, câțiva ani, această elevă care a fost dat afară că n-a avut papă. Și poveștile sunt nenumărate. O să se regăsesc multe astfel de povești. Și atunci ei au experimentat dragostea, dar foarte concret. Ai spune ce înseamnă o pereche de Adidas. E, pentru unii care se duceau acasă cu o pereche de Adidas și neavând altceva, unii au avut părinți în închisoare, alții crescuți de bunici, alții mulți în familie, a însemnat ceva real. De asemenea, am mai afirmat acest aspect că am identificat chiar de la persoane care sunt din afara proiectului, chiar nici din biserică, nici din cartier, organizații cu care am mai vorbit, nu au văzut prozelitismul ca fiind o motivație sau o constrângere, de fapt. Adică, dacă nu vine copilul și la biserică, la grupa de copii, gata, nu mai prin la școală. Ci dragostea a fost autentică, s-a dorit ajutorarea și, bineînțeles, că aceasta a vorbit și au fost și alte proiecte pe care le-am avut, capelă și ore predate de
la religie, în care copiii află despre Domnul Iisus Hristos, despre vestea bună, am împărțit și mulți copii din aceștia chiar au urmat acest drum, chiar sunt pe un grup de Facebook cu vreo 40, care sunt credincioși, au familiile lor și mai spun povești, se ușurează la mulți ani și mă bucur să văd schimbări. Sunt care au ajuns avocați, au făcut politehnica. Bineînțeles că nu toți au mers atât de departe și nu este scopul, că nu trebuie să fim toți avocați și toți ingineri, dar este o mare satisfacție când vezi că o viață se schimbă. Da, mai ales știind de unde vin. Adică știi istoria și îl vezi. Apoi, misiunea a fost ancorată în context. A fost contextualizată. Chiar... a fost luat o carte, un proiect, exact. Unde, nu știu exact. Unde. Și apare un aspect interesant, și anume importanța locului. De exemplu, spun în interviuri membrii bisericii, noi am considerat că faptul că Dumnezeu ne-a pus aici, în cartierul cel mai sărac din București, poate cel mai stigmatizat din toată țara, să rămânem aici. Și, spre exemplu, sunt multe biserici care investesc foarte mulți bani în a-și face clădiri frumoase, Biserica Providența a rămas pe același loc, cu aceeași biserică, dar a construit o școală, care e mai mare ca biserica. O școală care aparține comunității. Și asta vorbește ceva despre locuri. Pentru că oamenii au înțeles că Dumnezeu ne pune aici cu un scop. A fost ca o chemare să sfințim locul acesta, să vestim în ferentari, să lăsăm o urmă a lui Dumnezeu prin misiune. Și, de asemenea, misiunea în afara zidurilor bisericii, am menționat strada care apare în interviuri foarte mult pentru copii, pentru că, de fapt, proiectul așa a început în stradă. Copiii erau pe stradă și biserica în stradă a ieșit, deci vezi, a ieșit pe poartă. Nu e distanța mare, sunt câțiva metri, dar e atât de mare distanță în viziune și în concepție, în a ieși și a spune, trebuie să fim și afară. Că sunt persoane care sunt cu drogurile, că sunt persoane care sunt exploatate, că sunt vârstnici, că sunt cu dizabilități, că sunt probleme de discriminare sau de stigmatizare pe criterii rasiale sau etnice. Există peste tot oportunități și biserica trebuie să treacă aceste bariere. Și apoi, nu în ultimul rând, am mai discutat în emisiunea aceasta îmbinarea acestor două elemente importante din misiunea holistică, și anume implicarea socială și evangelizarea. Practic, acestea sunt, să spun așa, concluziile pe care le-am identificat la obiectivul acesta, ce a mișcat inima unei biserici ca să facă o astfel de misiune pentru aproape 3 decenii. Cu siguranță, fiecare dintre aceste concluzii am putea să facem o întreagă emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi în această seară. Aș vrea să ne spuneți unde am putea să găsim această carte și cei care doresc să procure această carte pe urmele lui Dumnezeu în ferentar. Va fi un studiu interesant și cred că va ajuta multe biserici. Unde au putea să găsim această carte? Da, ea a fost printată de către editura Tritonic, se găsește pe site-ul tritonic.ro, de asemenea pe site-ul libris.ro și urmează să intre pe site-ul librărie.net și apoi la librăria Mihai Eminescu de la Universitate și apoi în toate librăriile cărturești din țară. Deci online se poate găsi, dar ușor-ușor va apărea și în alte librării locale. Mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi în seara aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Avem o trimitere pe care a făcut-o Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, o trimitere a Duhului Sfânt, o trimitere a Bisericii, o trimitere a noastră. Noi toți suntem trimiși în lumea aceasta cu un singur mesaj, cu o singură Evanghelie. Este Evanghelia lui Hristos. Nu o Evanghelie doar pentru suflet, o Evanghelie care ne implică cu tot ceea ce suntem noi. Așa cum am auzit și în seara aceasta, o abordare holistică. În mod complex, Dumnezeu s-a pogorât la noi și a atins întreaga noastră ființă. Fie ca Dumnezeu să atingă inimile noastre și să ne miște într-o societate în care este atâta nevoie să fim noi, martori ai lui Iisus Hristos în lumea aceasta. Vă doresc o seară bună!